Agenția Județeană de Ocupare a Locurilor de Muncă Neamț are în pregătire o nouă bursă generală a locurilor de muncă, ce se va desfășura la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț în 7 aprilie 2017. În data de 7 aprilie 2017, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza bursa generală a locurilor de muncă. Acțiunea este la nivel național, iar în județul Neamț se va organiza în Piatra Neamț, la sala de sport a Colegiului Național Calistrat Hogaș, în Roman, la cantina grupului școlar Vasile Sav, iar în Târgu Neamț, la Casa de Cultură a orașului. Bursa locurilor de muncă este o ocazie pentru agenții economici care au locuri de muncă vacante să facă o selecție într-un singur loc, dar în același timp este o oportunitate și pentru cei care își caută un loc de muncă, pentru că au posibilitatea de a căuta locuri de muncă diferite, tot la fel într-o singură locație. AJOFM Neamț poate organiza la cererea pieței muncii și burse pe diverse meserii sau sectoare de activitate în funcție de locurile de muncă anunțate de agenție. Avantajul acestor burse este că atât angajatorii cât și angajații pot face o selecție de personal, respectiv își pot găsi un loc de muncă într-un sistem organizat în care sunt reunite atât societățile comerciale cât și cei care se află în căutarea unui loc de muncă.